Biden combate corupția prin corupție. Familia Biden ar fi luat mită de $1 milion de la omul de afaceri român Gabriel Popoviciu, arată un raport al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Aici avem o chestiune care ne privește și pe noi. Auzeam acum ceva timp în campania electorală precedentă, spun precedentă pentru că deja începem cumva o următoarea campanie electorală din Statele Unite. Nu oficial, dar a început. Exact. Vorbea Donald Trump la momentul respectiv despre legăturile cu Ucraina, cu China și cu România, așa puțin, fugitiv a spus de România la momentul respectiv Donald Trump. Acum iese acest raport de 36 de pagini, un memoriu în care e foarte des pomenit numele României și numele afaceristului Gabriel Popoviciu, care la 5 săptămâni după întâlnirea lui Joe Biden, pe vremea aia vicepreședinte al Statelor Unite, cu președintele actualul încă Iohannis, la 5 săptămâni după au început să curgă banii din compania lui Popoviciu Blandon Enterprises către o companie a unui prieten de-a lui Hunter Biden, de data asta fiul lui Joe Biden, Robinson Walker Limited. Există și legături directe, stai să vezi. Către Robinson Walker au mers, e compania lui Rob Walker, Robinson Walker Limited, au mers $3 milioane. $1 milion dintre acești bani au mers către conturi ale familiei lui Joe Biden, inclusiv Hunter Biden, inclusiv nora lui Joe Biden. Oricum, 8 membri sunt în total, 8 membri ai familiei Biden. Biden, care la vremea respectivă, când era vicepreședinte și când ne mai făcea vizite prin România, ne vorbea și ne ținea morală legată de curățarea fenomenului de corupție în România și nu numai, pentru că el era responsabil pe zona Europei de Est. Cum spune și vorba, fă ce zice Biden, nu ce face Biden. Exact, se aplică în mod corect aici. Din păcate, acest scandal politic care se anunță, pentru că probabil că se vor scoate arme grele în următoarea perioadă pentru a decide noul președinte, dacă va fi unul nou, al Statelor Unite. Din păcate, suntem și noi implicați și nu într-o manieră prea strălucită, da? Ieșim din nou puțin pătați. Dar avem o singură scăpare, cumva, să spunem că de atunci până astăzi corupția nu mai e chiar așa în floare și cred că lucrul ăsta totuși am putea să simțim și noi. E chiar și așa să fie la... și verificat și să fie adevărat. Da. S-au mai luat niște măsuri, am mai avut niște... știu eu, situații în care anumite personaje au fost scoase un pic din lumina reflectoarelor și băgate mai la întuneric pentru că au avut conexiuni cu anumite afaceri care păreau nu prea sănătoase sau nu prea legale. Acum corupție mai există și va mai exista. Există, iată, vine și din America corupția. Și de la cel mai înalt nivel. De la cel mai înalt nivel, dar există totdeauna și tabăra celorlalți care ar trebui și reușesc câteodată să-i mai blocheze pe răufăcători. Da? Bun, totdeauna cei care sunt în poziția de villain, da, nu prea pot rezista mult, binele învinge. Binele învinge întotdeauna. Hai să învingem și noi cu niște povești. Hai,